Vă invit să recitim Psalmul 123. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor și ochii roabei la mâna stăpânei ei, așa se uită ochii noștri la Domnul Dumnezeul nostru până va avea milă de noi. Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi, căci suntem sătui de dispreț și ne este sătul sufletul de batjocurile celor îngânfați, de disprețul celor trufași. Amin. Vă invit să vă reașezați. Vă salut cu bucurie în numele Domnului. Vă aduc salutări din Italia, din partea Bisericii Philadelphia. Mă însuiesc și mă bucur să fiu în această seară împreună cu voi, din nou la slujire. Am venit pentru câteva zile aici în Statele Unite și mâine seară, cu ajutorul Domnului, mă voi întoarce spre Veneția și fiindcă avem zbor direct și de aici, din Chicago, am ales să fiu în această seară împreună cu voi și dau slavă Domnului pentru că vă pot vedea și suntem împreună la închinare, la slujire. Dumnezeu să vă binecuvinteze! N-aș vrea să mai citesc alt text, alt pasaj, rămânem la acest psalm care este un psalm deosebit, un psalm al treptelor, o cântare a treptelor. Atunci când evreii urcau la templu, aveau acest set de psalmi, de cântări pe care le înălțau, aceste cuvinte care de fiecare dată când mergeau la templu, rosteau aceste cuvinte. De aceea cred că și noi în seara aceasta, venind în casa lui Dumnezeu, am rostit și vom continua să rostim aceste cuvinte și vom continua să medităm la ele. Întrebarea mea este astăzi pentru voi: la cine vă ridicați ochii? La cine vă ridicați ochii atunci când vin necazurile? La cine vă ridicați ochii atunci când veniți în casa Domnului? La cine vă ridicați ochii atunci când aveți nevoie de un cuvânt din partea lui Dumnezeu? Bine au zis oamenii lui Dumnezeu cândva: nu vă uitați la noi, ca și cum prin noi sau prin puterea noastră. Oamenii întotdeauna, și eu alături de ei, vreau să îndrept privirile noastre, ale tuturor, înspre Dumnezeu. Orice privire, orice ochi să-L vadă pe Dumnezeu și orice genunchi să se plece înaintea Lui. Pentru că acest psalm este unul deosebit, e mult, mult, mult mai greu de înțeles. Noi trăim într-un context cultural total diferit, total diferit. Și e greu și să rostești aceste cuvinte: rob, stăpân. Dar înaintea lui Dumnezeu nu putem veni altfel. Când vii în casa lui Dumnezeu, când te raportezi la Dumnezeu, nu poți niciodată să te apropii de El dacă nu înțelegi care este statutul tău, care ar trebui să fie statutul tău în raport cu Dumnezeu. Cei mai mulți au pierdut propria lor identitate și au pierdut statutul de rob, sau mai bine zis, l-au lepădat, l-au aruncat. Ne place altceva. Ne plac funcțiile mai mult. Ne plac titlurile pompoase mai mult. Dar observați toți scriitorii Bibliei, toți scriitorii Noului Testament, când se prezintă bisericii, totdeauna se prezintă cu acest statut: rob. Pavel, rob și apostol. Iuda, rob și apostol. Iacov, rob și Petru, rob și apostol. Toți sunt robi. Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor. Seara aceasta mi-aș dori atât de mult să putem înțelege și nu numai să înțelegem, dar într-adevăr să avem acei ochi de rob. Să te vezi că trebuie să fii robul lui Dumnezeu. Că trebuie să fii slujitorul lui Dumnezeu. E foarte greu acum în contextul acesta contemporan să înțelegi robia aceasta. Când, iată,
Românii din America au fugit ca să aibă libertate. Noi am plecat din România ca să avem libertate. Vrem libertate, vrem democrație. Asta însemnând că puterea este în mâinile noastre. Soarta este în mâinile noastre. Totul este în mâinile noastre. Viața noastră este în mâinile noastre. Banii noștri sunt în mâinile noastre. Totul este în mâinile noastre. Și vine Dumnezeu. Și vreau în seara aceasta să-ți spună: ești un rob și ar trebui ca tot ce ești și tot ce ai să le așezi în mâna Domnului. Să te uiți la mâna Lui, că toate sunt în mâna Lui, asta face robul. Și sunt trei lucruri pe care orice rob din vremea de atunci le făcea și în raport cu stăpânul. Și pe scurt aș vrea să le prezint. În primul rând, robul se uitea la mâna stăpânului pentru că avea nevoie de acceptare. Un rege, un suveran, un stăpân putea avea 10 de robi, putea avea 100 de robi, putea avea 1000 de robi. Dar nu orice rob putea sta în prezența lui. Nu orice rob putea intra în sala unde era stăpânul, domnul sau regele. Noi ne-am obișnuit și credem că este un drept achiziționat deja, dar psalmistul are un cuvânt pe care eu vi-l reamintesc și spunea el: ferice de acel pe care îl alegi tu și pe, ca să-l primești înaintea ta. E mare har să te primească Dumnezeu în prezența Lui. Asta nu are de face cu biserica. La biserică poate veni oricine. La biserică poți veni oricum. Dar în prezența lui Dumnezeu, în realitatea spirituală, în prezența favorabilă a lui Dumnezeu, în grația lui Dumnezeu, nu intră oricine. Și David înțelege asta. Și oamenii din vechime înțeleg asta. De aceea, înainte de a intra în casa lui Dumnezeu, acești oameni realizează acest adevăr atât de profund. Noi putem veni în casa lui Dumnezeu, dar asta nu-i tot una cu prezența lui Dumnezeu, nu-i tot una cu favoarea lui Dumnezeu, cu acceptarea lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu ne primește. Oamenii mergeau la închinare. Marele preot intra odată pe an în Sfânta Sfintelor. Dar nu erau siguri că Dumnezeu primește jertfa, primește rugăciunea, primește închinarea, îl primește pe închinător. De aceea când vii, când te apropii de Dumnezeu, așa cum spunea în Cartea Evrei, să ne apropiem de Dumnezeu, să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului, dar totodată știind că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Ne-am prea obișnuit ori la biserică, ori la un restaurant, cam tot așa e. E tot una. Și nu mai facem diferența. Și pentru noi prezența lui Dumnezeu nu mai înseamnă atât de mult. Și vrea Dumnezeu în seara aceasta să-ți recapeți acei ochi de rob. Să-ți dai seama că ai nevoie de milă. Iarăși un cuvânt cu care, cum să fim noi de acord? Milă, mila o cere un cerșetor, unul care n-are nimic. Noi avem bani. Noi avem tot ce ne trebuie. Cum adică să cerem milă? Nu se potrivește cu ceea ce suntem noi. Nu se potrivește cu ceea ce avem noi. Dar realitatea spirituală este tocmai asta. Avem nevoie de mila lui Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu nu ne primește altfel decât prin mila Lui. Nu prin meritele tale, nu prin religiozitatea ta, nu prin faptele tale bune, nu datorită faptelor bune te primește Dumnezeu. Da, Dumnezeu te primește,
dar numai și numai datorită milei sale, îndurării sale, binecuvântat să fie numele Lui. Robul se uita la mâna stăpânului, pentru că stăpânul îi făcea cu mâna. Mâna, mai ales în vechime și nu numai, era un vehicul de comunicare. Cu mâna se vorbea, se transmiteau mesaje. Era suficient, vă amintiți, romanii, au rămas gestul acela, când cezarii, când erau oamenii în arenă, gladiatorii, degetul sus înseamnă lasă-l să trăiască, omoară-l. Simplu, nu trebuia să zic absolut nimic, un simplu gest cu mâna însemna viața sau moartea. Vă amintesc cazul Estera. 30 de zile nu fusese la împărat. A venit Mardoheu și a spus: Estera, Estera, trebuie să mergi, trebuie să salvăm poporul, trebuie să facem ceva. Nu m-a chemat. La început noi căutăm scuze, nu soluții. Însă Mardoheu este destul de tranșant și îi spune să nu crezi că tu vei scăpa, pentru că ești acolo. S-ar putea că pentru asta ai fost ridicată, pentru asta ești aici. Îți împlinești sau nu misiunea, alege. Și în ciuda legii, Estera merge la împărat. Pentru că ea nu poate merge când vrea ea, ci doar când este chemată, când este acceptată. Și ea știe legea, că se duce la împărat. Dacă împăratul vrea să o vadă, întinde mâna, întinde toiagul și Estera capătă trecere. Observați, noi folosim, este expresia asta biblică arhaică a lui Cornelescu, a căpătat trecere. Asta înseamnă să capeți trecere. Pentru că o mână îți poate spune alt, stop, nu mai faci niciun pas. Sau cum ne spuneau rușii la vamă, nazad, înapoi. Și acolo împăratul a întins mâna și Estera a putut merge mai departe în audiență și a putut să prezinte cererea ei. Mâna stăpânului, în primul rând, îți oferă acceptarea, că ești acceptat. Dar când vii înaintea lui Dumnezeu, nu vii că Dumnezeu te acceptă oricum ce vrei tu și cu pretenții, pentru că un rob niciodată nu poate emite pretenții. Chiar dacă ai făcut toate lucrurile din lume, dacă ai făcut totul, la urmă, singurul lucru pe care pot spune este: nu sunt altceva decât un rob netrebnic. N-am nicio pretenție, nu mi-e dator Dumnezeu cu absolut nimic. Că îl slujesc, că îi dăruiesc ceva. Asta înseamnă atitudine de rob. Acceptare, să intre și să vorbească. În al doilea rând, robul se uită la mâna stăpânului ca să capete direcționare, direcție, călăuzire. Pentru că stăpânul îi va spune ce să facă, tot cu mâna. Oprește-te, șezi acolo, te oprești aici. Se comunica foarte mult, stăpânul comunica foarte mult cu mâna, de aceea robul totdeauna se uita la mâna stăpânului, ca să vadă ce îi transmite, ce îi comunică, ce vrea să îi spună, ce nevoie are, ce ar trebui să facă. Avem în acești ochi care să se uite la Dumnezeu, să se uite la mâna stăpânului și să spui: Doamne, m-ai chemat? Ce vrei să fac astăzi pentru Tine? Ce ai vrea săptămâna asta, luna asta, anul acesta? Care-i voia Ta? Care-i planul Tău cu privire la mine? Eu sunt un rob și sunt angajatul Tău. Eu sunt în slujba Ta și vreau să Te slujesc pe Tine. Te uiți astfel la Dumnezeu? Ai ochii aceștia formați deja? Abia aștepți un semnal? Abia aștepți un semn de la Dumnezeu? Sau trăiești viața crezând că Dumnezeu n-are nicio așteptare de la tine, că slujitorii sunt aici în față și tu, mântuit spre cer, călătorești? Sau poate ar fi bine
să-ți revizuiești comportamentul și să-ți dai seama că Dumnezeu te-a chemat la slujire. Dumnezeu ți-a dăruit capacități, abilități, daruri speciale cu care tu să fii de folos, cu care tu să slujești. Și pentru fiecare zi din viața ta, să te duci ca rob înaintea lui Dumnezeu dimineața, să te pleci pe genunchi și să spui: Doamne, care-i voia ta pentru mine astăzi? Vreau să împlinesc voia ta. Vreau să împlinesc planurile tale. De asta zic, e foarte greu, pentru că ne-am obișnuit să facem ce vrem. Ne-am obișnuit să fim liberi. Ne-am obișnuit să trăim în democrație. Ne-am obișnuit că avem personalitate, avem demnitate, avem identitate, avem și avem. Și uităm că în relația noastră cu Dumnezeu, mai întâi de toate, noi suntem robi, iar El e stăpân. În momentul în care spui Doamne, acel Doamne înseamnă că îi spui lui Dumnezeu: Tu ești Domnul, stăpânul. El e stăpânul, El face ce vrea, nu tu poți face ce vrei. El face ce vrea. Tu trebuie să faci voia Lui. Asta înseamnă să fii rob și asta înseamnă El să fie stăpân. Pentru că foarte bine sublinia cineva că Iisus Hristos este Domn și Mântuitor. Și nouă ne trebuie Mântuitor. Îl acceptăm ușor pe El ca Mântuitor. Pentru că Mântuitorul înseamnă să te mântuiască de păcate, să-ți elibereze conștiința, să te elibereze de stres, de dependențe, să te vindece și la nivel de trup și psihic, izbăvitor, unul care te ajută, un salvator, treci prin necazuri, treci prin probleme, e foarte bine, e ok. Dumnezeu Mântuitor, da, avem nevoie ca Mântuitor, e foarte bine. Dar El nu este doar Mântuitor. El are un titlu mult, mult mai înalt. El este Domnul. El este Domnul Domnilor. Și fiindcă este Domn, trebuie să-i aduci închinare. Și în momentul în care te închini, îți dai seama că robii se închină. Asta înseamnă că ce vrei să faci tu, să aștepți ca El să te primească, să te accepte, să te direcționeze, să te călăuzească, să spună ce ai de făcut. Și în al treilea rând, sper acesta să vă placă mai mult, mâna stăpânului mai înseamnă ceva pentru un rob. Înseamnă și remunerarea sau răsplătirea. Se obișnuia și în general stăpânii erau generoși și totdeauna ofereau cadouri, ofereau daruri, răsplăteau într-un fel pe robul bun și credincios. Și se uitau. Robii de obicei se uitau la mâna stăpânului să vadă cât de plină este, ce le oferă. Și noi ne vom uita într-o zi la mâna stăpânului. Și mult mi-aș dori ca fiecare dintre noi să primească răsplată de la Domnul. Să n-ajungă nimeni acolo fără răsplată, pentru că să știți că este și posibilitatea asta. Din păcate, oameni care vor fi mântuiți ca prin foc, dar care își vor pierde răsplata. Răsplata pentru că n-au făcut nimic. Răsplata pentru că au trăit cum au vrut ei, pentru că au vrut să fie liberi, să fie independenți, să fie autonomi, să trăiască în democrație. Și democrația să fie și în biserică, și democrația să fie și în raport cu Dumnezeu, să votăm ce ne place și ce nu ne place, să punem pe cine ne promovează interesele și avantajele. Robul este omul care se raportează la stăpân fără pretenții, cu smerenie, nu de la egal la egal, cu smerenie. Te apleci înaintea Lui, te smerești, te închini înaintea Lui și apoi și cu conștientizarea dependenței totale de Dumnezeu. Un rob era totdeauna în deplină,
în totală dependență de stăpânul său. Suntem și noi așa? Credeți că noi suntem dependenți total de Dumnezeu? Sau nu? Noi avem bani, avem milioane, noi avem, noi ne descurcăm și fără Dumnezeu. Cam asta e mentalitatea oamenilor în general. Când ajung la un anumit stadiu al bogăției lor, când ajung la un anumit stadiu al sănătății lor, al puterilor, al funcției lor, al statutului lor, se descurcă și fără Dumnezeu. David este însă omul care, chiar dacă ajunge rege, chiar dacă ajunge bogat, chiar dacă ajunge cineva, un om cu nume mare, recunoaște un lucru, recunoaște un adevăr și bine ar fi să recunoaștem și în acest adevăr, suntem dependenți total de Dumnezeu. Spunea el altădată, îți deschizi tu mâna, totul capătă viață. Îți închizi tu mâna, totul piere. Nu ține de bani. Nu ține de abilități. Nu uita un lucru. Toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Viața ta este în mâna lui Dumnezeu. Dacă astăzi mai ești aici, este că El și-a deschis mâna și ți-a mai oferit o zi. Pentru că dacă El și-o închide, tu nu mai poți face absolut nimic. Medicina nu te poate ajuta. Băncile nu te pot ajuta. Biserica nu te poate ajuta. Familia nu te poate ajuta. Nimeni nu te poate ajuta dacă își închide Dumnezeu mâna. Dacă își retrage Dumnezeu mâna. De aceea îmi place expresia asta atât de mult și eu vă invit să vă gândiți foarte mult. Concentrați-vă pe mâna lui Dumnezeu. Uitați-vă la mâna lui Dumnezeu. Recunoașteți că mâna Lui este întinsă, că mâna Lui cea bună v-a călăuzit până aici, că mâna Lui v-a binecuvântat, că din mâna Lui aveți tot ce aveți voi. E mâna Lui Dumnezeu. Dacă El v-a vindecat, spunea altădată, spuneau vrăjitorii, aici e degetul Lui Dumnezeu. Și-au dat seama, se întâmplă ceva. Cineva ocrotește poporul acesta. Cineva ocrotește familiile acestea. E mâna puternică a lui Dumnezeu. Neemia se ruga și spunea, Doamne, un lucru vrem. Pentru că împăratul i-a spus, când i-a dat dreptul să meargă la Ierusalim, i-a spus, dau armată să-mi spui câte garnizoane să trimitem, câți soldați, tot ce ai nevoie pentru drum, să-mi spui că vor fi cu tine să te păzească. Și Neemia a spus, mi-a fost rușine. Mi-a fost rușine să cer împăratului pasă, să cer soldați, când eu i-am vorbit despre un Dumnezeu mare și că în mâna Lui e istoria lumii, că în mâna Lui stă pământul acesta. Și acum să-i spun că eu am nevoie de mâna împăratului, să mă ajute împăratul puțin, să mă ajute, să-mi trimită, să mă păzească. Și s-a rugat. Nu a acceptat, a spus, mi-e suficientă mâna lui Dumnezeu. Și observați în rugăciunile lui și în scrierea lui, mereu și mereu Neemia repetă, era mâna lui Dumnezeu cu noi. Prin toate primejdiile, prin toate pericolele vieții, prin tot ce s-a întâmplat, a văzut o mână. O mână nevăzută de alții, dar văzută de ei. Pentru că doar robii văd mâna stăpânului. Doar robii sunt interesați de mâna stăpânului. Și au văzut oamenii aceștia de-a lungul istoriei, au văzut mâna lui Dumnezeu. Mâna aceea care a scris pe zid, care într-o noapte a răsturnat un imperiu. Pentru că e o mână puternică. Și ea nu stă la mâna democraților sau republicanilor sau bancherilor. Ea poate schimba totul într-o singură zi, pentru că El este Domnul Domnilor. Și trebuie să conștientizezi acest adevăr, trebuie să înțelegi că
Ești dependent de Dumnezeu. Declară-te dependent de Dumnezeu. Asta înseamnă pocăința. Și asta înseamnă păcatul, să te declari independent față de Dumnezeu. Să-i spui, eu nu mai am nevoie de Dumnezeu, mie nu mai trebuie Dumnezeu, eu nu mai ascult de Dumnezeu, eu nu mă mai închin, eu nu-L mai slujesc pe Dumnezeu. Asta e păcatul. Pocăința înseamnă să recunoști că ești dependent de Dumnezeu. Depinzi de El, depinzi de mâna Lui, depinzi de harul Lui, depinzi de bunătatea Lui, depinzi de dragostea Lui. Și dacă ești aici în seara aceasta, ridică-ți ochii. Spunea el un psalm mai devreme, 2, îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? A ajuns în situații în care ajutorul nu putea veni de nicăieri. Nimeni nu putea să-l ajute. Ridică-ți ochii. Ridică-ți ochii spre Dumnezeu, dar ridică ochii de rob. Ridică ochii de rob. Rob care înțelege că mâna stăpânului înseamnă acceptare, trebuie să te accepte Dumnezeu, să te primească, să te ierte. Rob care înțelege că are nevoie de călăuzire, de direcție, de direcționare. Și rob care înțelege că într-o zi stăpânul pe care noi îl slujim, este un stăpân extrem de generos, extrem de bogat. Și din mâna lui vom primi binecuvântări. Din mâna lui vom primi răsplătiri. Spunea el, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Adică e în mâinile mele. Nu va fi cândva altă dată să vedem de unde. Este cu mine, el vine deja cu răsplata. Și să te uiți cu ochii de rob spre marele stăpân, spre cel care merită închinarea, spre cel care merită slava, spre cel care merită cinstea și gloria de acum și până în veci. Amin.